Voi însă sunteți o sfinție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor care Dumnezeu l-a câștigat să fie a Lui. Mm. Ca să aveți putere. Says, make you perfect in every good work, yes. To do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight through Jesus Christ. Yes. Amen. You see? Amen. So yeah. God is working in you, yes. Through Jesus Christ, a work that is pleasing in Him. Țărână-te cătoare sunt, dar cred în nemurire, că-și Domnul cerul veșnic sfânt, îmi dă putere și avânt. Când Samuel a auzit vocea lui Dumnezeu, Lord, speak to me. A spus, Doamne, vorbește mie. Not to Eli. Nu lui Eli. Not to Hofni. Nu to Hofni. Not to Phinehas. Nu to Phinehas. Not to others. Nu la altora. Lord, you speak to me. Doamne, vorbește mie. That's really our. Asta ar trebui să fie rugăciunea noastră. Asta ar trebui să ne rugăm. Sometimes when a message is given, totodată când mesajul este prezentat, as a listener in our heart, we are judging others. În mintea noastră, ca ascultători, judecăm pe alții după ce auzim. Exact așa face ăla, fratele, exact așa face. El trăiește, cum spune ăsta. Nu se schimbă niciodată. Nu-i bun pentru tine. Nu te ajută. Dragă-te, Doamne, pe mine schimbă-mă. Doamne, mesajul ăsta pentru mine. Doamne, Tu mie îmi vorbești, către mine Te conectezi. Doamne, ajută-mă. Vorbește mie. Atunci Domnul îți va vorbi. Dar dacă te gândești că e pentru alții, atunci n-ai niciun beneficiu.
Our dear brother talked about windows. Fratele nostru vorbea despre ferestre. He said, I think, I believe, if the windows are clean, the light will come. Și a spus ceva, dacă geamul nu-i curat, lumina nu poate să intre bine. There was a family, a woman, a husband and a wife. Era odată o soț și o soție. They were sitting in their sunroom, in their conservatory. Și stăteau undeva într-o cameră specială pentru soare, unde se primește soare. And they saw the neighbor's house. Și s-a uitat la casa vecinului. Every morning and while having coffee. De fiecare dată când beau cafeaua. The wife will tell the husband. Soția îi spunea bărbatului. Oh, this neighbor, she doesn't know how to wash her clothes. Iată că vecina noastră abar n-are să spele hainele. Because the clothes of the neighbor, they will be hanging to be dried up. The clothes are appearing to be dirty. Iată că femeia își întinde hainele la uscat, dar le pune murdare acolo. They are very dirty. She doesn't know how to wash the clothes. Abar n-are să spele hainele, că arată murdare. One morning, într-o dimineață, she was having tea, bea ceaiul sau cafeaua acolo, and she saw, și a văzut, the neighbor's house, all the clothes are very white. Și a văzut că hainele vecinului erau toate albe. And she surprised. Și s-a surprins. Called her husband. S-a chemat bărbatul repede. Oh, look! Ia uite, vino! Suddenly, our neighbors learned how to wash their clothes. Peste noapte am învățat așa să spele hainele, a zis. All the clothes are white now. Toate hainele sunt albe acum. But the husband said, dar soțul a spus, my dear wife, draga mea soție, this morning, în dimineața asta, I cleaned the windows. Eu am spălat geamurile. This morning I cleaned the windows. Dimineața eu am spălat geamurile. So far, până acum, you are living through dirty windows. Tu te uitai prin geamuri murdare. So when the windows are dirty, dacă geamurile sunt murdare, the other side is appearing to be dirty for you. Tot din afară se pare că totul e rău și murdar. But when I clean the windows, dar dacă cureți geamul, everything is white. Totul se pare diferit. So all these days, it is this woman's problem, not the neighbor's problem. Se pare că era problema femeii din casă, nu celor din afară. Sometimes we are like that. Câteodată și noi suntem așa. We don't have clean eyes. N-avem ochii curați. We don't have a clean heart to see. N-avem o inimă curată să-i vedem pe alții. When we are seeing others, când îi vedem pe alții, you know, we see dirt in others because our eyes are dirty. Vedem așa de ușor murdăria din alții, dar se pare că o murdărie în ochii noștri. But Lord, clean me. Doamne, curăță-ne. Lord, Doamne, spală-ne. You need a clean, white heart or eyes to see. Doamne, spală-mă ochii și inima să fie curată. That is what the word of God will do to us. Asta ne va face cuvântul lui Dumnezeu. So from this word of God, din acest cuvânt al lui Dumnezeu, as our dear brother was sharing from Mark's Gospel, 4th chapter, după cum fratele predica din Mark, capitolul 4, I was led by the Spirit of God to continue on that thought. Duhul Domnului m-a îndemnat să continui pe tema aceasta. So we will turn to Mark's Gospel, 4th chapter. Vom deschide la Marc, capitolul 4. 4th chapter, 11th verse. Versetul 11. Mark's Gospel, brother read till 9th verse. So we will read from 10 and 11. Fratele a citit până la 9, noi vom citi 10 și 11. And when he was alone, they that were about him with the 12 asked of him the parable. Când a fost singur, cei ce erau în jurul lui împreună cu cei 12 l-au întrebat despre pilde. And he said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God, but unto them that are without, all these things are done in parables. Voi, le-a zis el, v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate acestea sunt înfățișate în pilde. Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. Vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu. The Lord spoke in this parable. Domnul a vorbit în pildă. The disciples did not understand much. Și ucenicii n-au prins prea mult. But they asked the Lord. Dar l-au întrebat pe Domnul. Lord, teach us. Doamne, învață-ne. Then he says. Și apoi el le spune. It is given to you to understand. It is you have to understand. You should know the mysteries of God. Voi ar trebui să știți. Vi s-a dat deja să cunoașteți tainele împărăției. See, we should not be ignorant of God's word. N-ar trebui să fim ignoranți de cuvântul lui Dumnezeu. It is a loss, a big loss if you are ignorant of God's word. Este o mare pierdere dacă nu știi cuvântul lui Dumnezeu. We should read, be a good student of the word of Fiecare God. Fiecare trebuie să fie un bun student al cuvântului lui Dumnezeu. I was also sharing in the morning. Dimineața predicam. If you want to find precious metals, dacă vrei să găsești metale prețioase, you have to dig deep into the earth. Trebuie să sapi adânc în pământ. If you are scratching on the surface, dacă cauți așa un praf, only dirt on your fingers. Tot ce găsești e praf sub unghii. But if you dig deep, dar dacă sapi adânc, you will find gold. Să găsești aur. You will find precious metals. Să găsești metale prețioase. Very valuable. Foarte mare valoare. Same way, word of
we are abiding in him. So if we are abiding in him, what is happening? Dacă rămâi în el, ce se întâmplă? We are bearing fruit. Yes. If you are bearing fruit, what is happening? Dacă aduci roadă, ce se întâmplă? We are bringing glory to God. Aduci slavă lui Dumnezeu. So you see, God so loved the world. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. He loved everybody. Că a iubit pe toată lumea. He gave his son for us. El a dat pe fiul său. He sent him. L-a trimis. That when we believe in him, atunci când credem în el, we will have eternal life. Vom avea viață veșnică. But how can people believe? Cum pot oamenii să creadă? Unless you go and preach the gospel. Dacă tu nu te duci să predici Evanghelia, cum vei crede? House, dacă stai acasă, you have a church, ai biserica ta, Sunday will come, vine duminica, you open the doors, deschizi ușile, hallelujah, amen, hallelujah, amen, din palme, hallelujah și amin. And then afternoon, și după amiază, you go to your homes, te duci acasă, don't even step out to share the gospel, nici măcar nu ieși în stradă să predici Evanghelia. If you don't do that, dacă nu faci asta, how will God love the world through you? Cum va iubi Dumnezeu lumea prin tine? How are you loving others? Cum iubești tu pe alții? Just for yourself. Nu pentru oh, lui, my family, familia mea, me, eu, I'm going to heaven. Mă duc în cer. I don't care about nu-mi pasă de alții. Vorbește, Doamne. Asta e atitudinea ta? I want to encourage you today. Să te încurajez. Make a decision to go and preach the gospel. Să te duci să predici. How many people you have preached the gospel? La câți oameni ai predicat Evanghelia? It's a song Hindi. It's a Telugu. Telugu. Yeah. Oh, yeah, Telugu. Yeah, yeah. One of the Indian languages. Say. Bangaru Mata. Bangaru Mata. Bible means Biblia. Bible is some Biblia. Biblia Mata. Bible lo Mata. Biblia Mata. I say Bible lo Mata. Bible lo Mata. Just wait. Bible lo Mata. Yesu Mata. Yesu Mata. So Bale Bale Mata. Bale Bale Mata. Bangaru Mata. Bangaru Mata. Bible lo Mata. Bible lo Mata. Yesu Mata. Yes. Very simple, easy. Very simple solution. Yeah. Bale Bale Mata. Bangaru Mata. Bible lo Mata. Yesu Mata. Bale Bale Mata. Bangaru Mata. Bible lo Mata. Simple, that's all. Bale Bale Mata, Bangaru Mata, Bible Mata, Yesu Mata. Before every message, we sing this song. Every sermon in the church, fiecare serviciu în biserică, before we share the word of God, we all lift our Bibles like this. Înainte să spunem cuvântul, ridicăm Biblia în sus. In our assembly, we lift the Bible and we sing this song. Ridicăm Biblia în sus și cântăm cuvântul ăsta. If Joseph did not bring the Bible to church, dacă Iosif nu are Biblia acolo la adunare, Joseph will be like, Iosif will be like, Bale Bale Mata. Bale Bale Mata. So next time, Joseph will bring his Bible. Yeah. You can practice that. You know? Yeah, it's practice. Când avem Biblie, stăm cu apă jos și nu cântăm. It's good to bring the Bible with us always. Cum e la noi cu trei, Evanghelia are putere. Îi duci Biblia, cum fac tot trei. We encourage young people everywhere. You go to the office, take your Bible with you. Noi încurajăm oamenii și tineri să ia Biblia, chiar și la serviciu social. Because, you know, it's a testimony. We are carrying the word of God. Este o mărturie. Păstrăm cuvântul. I know it is in our heart, but in also good to have it in our heart. Știu că este în inima noastră, dar este bine să-l avem și în mâine. Bale Bale Mata, Bangaru Mata, Bale Mata, Yesu Mata. Bale Bale Mata, Bangaru Mata, Bale Mata, Yesu Mata. Na jivitana, ni jivitana, Bhagwani Mata, Yesu Mata. Bale Bale Mata, Bangaru Mata.
mata, vai balo mata, Isu mata. Veniți să ne certăm împreună. Though your sins are red as scarlet, și dacă păcatele tale sunt roșii ca purpura, I will make them white as snow. Te voi face albe ca zăpada. It'll become white. Va deveni alb. Yes, there is power in the blood of Jesus. Există putere în sângele lui Iisus Hristos. Whatever your lives are, whatever your status is, whatever your condition is. Oricare este viața ta, care este problema ta și condițiile tale. Maybe you are thinking nobody will forgive me. Te gândești niciodată nu poate să mă ierte ce am făcut. Maybe you are thinking, you know, my life is so dirty. What can I do now? Poate te gândești viața mea e așa de murdară, ce mai pot să fac acum? The Bible is filled with a message of hope for you. Biblia e plină de mesaj de speranță pentru tine. It says, come unto me. Veniți la mine. Come unto me. Veniți la mine. I will cleanse you. Și eu voi curăți. I will make you clean. Eu te voi face curat. I will clean you with my blood, the precious blood of Jesus Christ will cleanse us from all sin. Eu te voi curăți, sângele lui Iisus Hristos te va curăți de orice păcat. So that is the message here. Asta este mesajul. Your sins are forgiven. Suntem trecători, mai avem puțin de mers. Și în curând de pe pământ vom pleca spre unire. Acolo you see this man is very religious. Vedeți că omul acesta era religios. No adultery. Nu curvea. No murder. Nu ucidea. He obeys his parents. Asculta de părinți. He doesn't say a lie. Nu spunea minciuni. He doesn't cheat. Nu trișa. No covetousness. Nu poftea. Nothing. Nimic. But the Lord says. Dar Domnul spune. You lack one. Îți lipsește un singur lucru.
Go sell everything you have. Du-te de vinde tot ce ai. Come and follow me. Și apoi vino și urmează-mă. I am the true God. Eu sunt adevăratul Dumnezeu. I am the Messiah. Eu sunt Mesia. On your own, you cannot be perfect. De capul tău nu poți să fii perfect. Except the Son set you free, you cannot be free. Dacă Fiul nu te eliberează, nu poți să fii liber. The Lord Jesus Christ has to set you free from your sin. Domnul Iisus Hristos trebuie să te elibereze El de păcatele tale. Yes, humans are born in sin, not that we are sinners because we do sin. We are born in sin. Noi nu facem păcate pentru că suntem păcătoși, ci păcătuim că ne-am născut în păcat. No matter how much we try to cover ourselves with our good deeds, the nature of sin is still in us. Nu contează cât de mult încerci să te ascunzi tu cu faptele tale bine, să te acoperi, natura păcătoasă încă e în tine. And we need to be forgiven of that sin. Și trebuie să fim iertați de păcatele acelea. And that is only made possible by the gift of salvation offered to us by the Lord Jesus Christ. Și lucrul acesta este posibil doar prin darul gratis al lui Iisus Hristos. And it is a free grace of God. Și acesta este harul gratis al lui Dumnezeu. It is a free gift of God by His grace. Este darul gratis al lui Dumnezeu prin harul Său. We cannot earn this salvation by our works. Noi nu putem câștiga mântuirea prin faptele noastre. All our good works, all our righteous works are like filthy clothes or rags before the sight of God. Toate faptele noastre neprihănite, toate faptele noastre bune sunt ca niște cârpe murdare înaintea lui Dumnezeu. So the first thing that should happen to come to God, to the Lord Jesus Christ is, primul lucru care trebuie să se întâmple când vin înaintea lui Iisus Hristos, our sins must be forgiven. Păcatele noastre trebuie să fie iertate. Only the blood of Lord Jesus Christ can cleanse us from all sin. Și numai sângele lui Iisus Hristos ne poate curăți de toate păcatele. Nothing else. Nimic altceva. The blood of Jesus Christ has power to cleanse us from all sin. Sângele Iisus Hristos are putere să ne curățească de păcate. Thank you.
Unity in faith. Unitate în credință. Unity in spirit. Unitate în duh. Not unity in the flesh. Nu unitate în carne, în trup. Unity in flesh will never work. Pentru că unitatea din trup niciodată nu va merge. Oh, he is my relative. E neamul meu, e neamul cu mine ăsta. Is my relative. E neamul meu. Is my wife's brother. E cumnatul lui, e fratele lui, nevastă mea ăsta. Let me encourage him. Lasă-mă să mă ocup de el, să-l încurajez pe el. Unity in the flesh will never work. Unitatea în trup nu merge. Even if he is an outsider, chiar dacă e din afară, not belong to your family, nu aparține familiei tale, but if there is unity in the faith, dar dacă există unitate în credință, there is unity in the spirit, dar dacă există unitate a Duhului, that is how the Lord works. Atunci va lucra Domnul. Oh, he is my son. El e fiul meu. Let me bring him to the ministry. Lasă să-l bag și pe el aici. Flesh will not work. Carnea nu merge. Flesh will not work. Trupul nu merge. Hallelujah. So unity of the faith, unity of the spirit. E nevoie de unitatea credinței și unitatea Duhului.